Cu Duminica Floriilor începem cea mai sfântă săptămână din timpul anului, Săptămâna Sfântă sau Săptămâna Mare. Evenimentele se vor derula în așa fel încât, pas cu pas, noi să trăim intens misterul mântuirii noastre, pentru ca să ajungă la apogeu în Triduumul Pascal, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Sâmbăta Sfântă. În Joia Sfântă noi sărbătorim câteva evenimente care marchează profund viața noastră de credință. Este vorba despre înființarea Sfintei Euharistii, despre înființarea Sfintei Preoții și decretarea celei mai mari porunci din lege, porunca iubirii. Atunci când Iisus, la cina de taină, a luat pâinea, a binecuvântat-o și le-a dat-o spunând: luați și mâncați, acesta este trupul meu. Apoi potirul cu vin: acesta este sângele meu, luați și beți. Și apoi adaugă, înființând astfel taina Sfintei Preoții: faceți aceasta în amintirea mea. Iar imediat după aceea, spre surprinderea ucenicilor, ia un lighean cu apă, se încinge și spală picioarele la fiecare. Atunci când, așa cum știți, a ajuns la Petru, Petru nu voia așa ceva: Doamne, Tu ești maestrul nostru, Tu ești învățătorul nostru, cum să ne speli Tu nouă picioarele? Și atunci îi spune Petre: dacă nu îți spăl picioarele, nu vei avea parte cu mine în împărăția cerului. Doamne, dacă e vorba pe așa, spală-mă tot, nu numai picioarele. Și conclude Iisus: ceea ce v-am făcut eu, să faceți și voi, să vă spălați picioarele unii altora, adică să trăiți caritatea. În Vinerea Mare celebrăm în spirit de credință răstignirea și moartea lui Iisus pe cruce. De aceea, în Vinerea Mare nu se celebrează Sfânta Liturghie în biserica noastră, ci în spirit de tăcere, în liniște, cu credință în suflet, ne adunăm după amiaza acestei zile pentru a celebra pătimirea Domnului. Cei care au posibilitate, la ora 3, când Iisus și-a dat sufletul murind pe lemnul crucii, să faceți calea Sfintei Cruci, în familie, iar seara, în jurul orei 6, să vă adunați în fața televizorului sau un aparat de radio, să urmăriți transmisiile noastre, pentru ca împreună cu noi, cei de la biserică, să trăim așa numită celebrare a pătimirii Domnului, în cadrul căreia va fi dezvelită crucea, cum vedeți acum ea este acoperită, va fi dezvelită treptat, iar noi vom fi invitați de celebrant să adorăm Sfânta Cruce, să ne plecăm genunchiul în fața celuia care așa de mult ne-a iubit încât și-a dat viața pentru noi, murind pe lemnul crucii. Și apoi vom rămâne în tăcere, în tăcere profundă pentru ziua de sâmbătă. De aceea, în aceste zile nici nu se trag clopotele, se bate toaca. Pentru ca apoi, în sâmbătă, sâmbătă seara, spre duminică, adunați de asemenea, nu în biserică, pentru că nu avem cum anul acesta, dar tot în familie, în fața televizorului sau în fața unui aparat de radio, uniți cu noi cei de la biserică să trăim Vigilia Pascală. Este cea mai minunată, frumoasă, tainică noapte din timpul anului, care se deschide cu așa numitul preconiu pascal, o cântare excepțional de frumoasă, care preamărește învierea Domnului. Sunt mai multe lecturi cu psalmul responsorial și la final, după ultima lectură, care este obligatorie și care înseamnă Paștele la evrei, trecerea Mării Roșii, se intonează gloria și începe marea și frumoasa sărbătoare a Învierii Domnului, bucuria cea mare
care învăluie omenirea întreagă. Iisus a suferit, a murit, a fost îngropat, dar a înviat glorios din morți. Învierea Lui este chezășia și garanția învierii noastre. De aceea Paștele rămâne cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Să trăim în adevărat spirit de credință, cu adevărată trăire interioară, aceste frumoase zile ale Săptămânii Sfinte și apoi să explodăm în bucuria învierii Domnului, bucurie pe care s-o trăim. Îl rugăm pe Iisus înviat și pe Mama Lui Preasfântă, care s-a bucurat nespus de învierea Fiului Iisus, așa cum suntem invitați și noi să ne bucurăm, să ne dăruiască ajutorul pe care îl cerem, adică să împlinească rugile noastre îndelungate, să treacă mai repede acest timp de durere, de încercare și să ne bucurăm în libertate și sănătoși, adunându-ne în casa Lui pentru a ne trăi credința așa cum am făcut-o și sper să o facem în continuare, lăudându-L și preamărindu-L pe Dumnezeu. Vă doresc tuturor o săptămână sfântă cu real folos sufletesc și o sărbătoare minunată a Învierii Domnului.